Pentru început, să iau niște cărbuni. Eu iau doar pentru demonstrație. Am aici cărbuni de lemn. Nu știu dacă bricheții nu sunt și să miroase a petrol, benzină. Nu știu cu ce-i face de îi brichetează. Avem aici o sculă cu 350 și 550 grade Celsius. O să-i dau pe turația mică, deci o să vină vreo 350 de grade Celsius. Asta are aici, nu știu care parte. Asta am băgat-o și am ținut-o prea mult și dacă o ții prea mult, arde. După ce s-au aprins cărbunii, trebuie scoasă în afară și atunci se suflă cu ea. Deci am să o dau pe turația mică. Asta este doar o demonstrație. Mai punem puțin cărbuni și îi dăm drum, am spus, pe 1. Până încep să se aprinde cărbuni. Sunt puțin cărbuni, doar că dacă e puțin mai mare grămadă, eu am aprins deja focul, așa că... Bun, cred că îi dau pe turația, da? Asta ar trebui să facă 500 de grade. Am dat din nou pe turația mică. Ei, în momentul ăsta trebuie scos și să suflă încet, după cum aveți nevoie, până se aprind tot cărbunii. Eu aici închei, nu închei, o să-i mut în arzătorul mare. Deci opresc aparatul. El are o poziție așa, ca să nu ardă, și am să-l pun pe grătar. Pe grătar există jos cărbuni aprinși
i-am pus pe aceștia, că am spus că am avut focul făcut mai devreme, aceasta este altă tură. Și apoi îi aprindem puțin. Și după aceea o să punem grătarul. Da, durează vreo 2-3 minute până s-a prins și aceștia. Și formează, dar o împrăștie cenușa. Nu este așa fin, acum e fiecare cu mare nevoie cum crede. Eu am zis că nu mă pricep eu chiar așa bine, dar parcă n-am văzut, nu m-am interesat, dar parcă n-am văzut cum se aprinde un grătar. Să arate careva un specialist în grătare. Cei care, în principal, aceștia sunt cei care au făcut, care au topit și au modelat metale, nu știu, pierari, nu știu cum le zice. Dar cam atâta, ca să nu să mai arăt puțin și cu grătarul. Nu mai arăt cu grătarul, că știți cum urmează. Restul cam faceți cam cum credeți. Eu o să pun acum ce am depus deasupra. Am să-i pun grătarul. Și am să pun ce trebuie deasupra, că nu pot cu o mână. Și vă doresc succes în obținerea grătarelor, produselor de grătar care le doriți.